statul a generat această inflație și a mai mărit pe aici colo veniturile unor categorii, dar nu tuturor categoriilor, și pare că pe profesorii îi evită și de această dată. Sesizați și dumneavoastră o formă de șantaj emoțional în discursul domnului Ciucă, cel care vorbește despre profesorii care trebuie să întoarcă la catedră, că deja fac rău copiilor. Da, au pus tunurile pe profesori, au scos toată artileria de la elevii Clubului Liberal sau cum le-o fi zicând, la asociațiile de părinți, profesori, tot ce era în apropierea PNL, la posturi de televiziune, la mesaje calibrate astfel încât să antagonizeze societatea împotriva profesorilor, a fost o atitudine insultătoare pentru profesori. Le-a explodat România în față, asta s-a întâmplat acum. Nu sunt lucruri de ieri de azi, sunt lucruri care s-au acumulat în ani de zile și creșterea salariilor la profesori face parte sau ar trebui să facă parte dintr-o reformă structurală. Este un semnal care îl dai în piața muncii de recrutare a resurse umane de calitate în învățământ. Nu e vorba de creșterea salariului individual unui profesor sau altui profesor. Și într-adevăr, creșterile de salarii care s-au făcut pe alocuri, s-au făcut arbitrar, s-au făcut discreționar, fără nicio rațiune, care au cunoscut pe un ministru, care instituția a reușit să se bage printr-o comisie parlamentară, au adăugat amendamente pe ultima sută prin ordonanțe de urgență, de dublare, de sporuri, de creșterea organigramelor. La anii dăduseră un spor neconstituțional. A rămas practic o bucată de hârtie, o maculatură care niciodată n-a fost respectată. Ordonanța de urgență de astăzi, practic, aduce acea anexă 7 la 2022. Iar rămăsese în urmă și ar trebui să fie crescute acele salarii în 2022. Trebuie să detaliați la ce ordonanță de urgență, la ce vă referiți? La anexa 7, la creșterea care s-a stabilit pentru practic pentru personalul din comun, din administrație. Acea creștere de 9% care a fost decisă de guvernul Ciucă, pusă pe masă în urma solicitărilor profesorilor. 9% conține care inflația e de 15%. Domnule Gâdei, ascultând aceste argumente, sigur că acum cu toții ne uităm la celebrul dumneavoastră domn Budăi. Domnul Budăi este cel care trebuie să rezolve această legislație. Nu vi se pare totuși că părem stupizi așteptând lucrul ăsta de la domnul Budăi, avându-l în vedere pe domnul Budăi? Problema nu...